Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! În primul rând să știți că sunt foarte dezamăgit de cititorii mei de pe Facebook și aș vrea să le transmit direct. Mă, sunt dezamăgit rău de tot de voi. Păi cum voi că aveți soluție la orice fel de problemă, oricând pui o întrebare, vin oamenii, sar să ajute, nu știu ce. N-am decât o propunere la întrebarea ce fac acum că s-a stricat mașina de spălat și are apă în ea. S-a stricat mașina de spălat? Mașina de spălat rufe a crăpat cu apă în ea. Deci, ca un acvariu, înțelegi? Și am întrebat și eu pe Facebook. A, că nu știu ce sugestii ce fac. Am primit două recomandări. Prima, ia o sticlă de un litru de plastic, îi tai fundul și o faci să intre la nivelul de jos al mașinii și de acolo poți scoate toată apa. După care îmi spune, ești inginer. Adică descurcă. Da, teoretic. A doua recomandare. Ești inginer, ce mama dracu era, da. A doua recomandare, mile, îmi recomandă cineva. Păi da, o să dau 10.000 de lei pe mașină de spălat rufe acum, sau cât Dumnezeu îi costă la... Și nu se scurge deloc apa din ea, e la fel? Și ce se vede în hublou? Peștișori. În hublou, da, ca un acvariu. Niște chiloși ceva? Ce-i înăuntru? Nimic, asta mă miră. Deci nu e, e doar apă. Deci s-a întâmplat ceva foarte suspect. Mașina zici că e postedată. Adică nu spălai și s-a oprit. Ce nu știu, să spun că nu eu sunt maestrul și mi-a fost frică să întreb. Sună. Nu. Există, acum, în direct. Există niște întrebări care nu se adresează în familie. Nu poți să întreb ce făceai când s-a întâmplat. Moment. Pentru că ți-o furi. Te-ai uitat prin geamul ușii mașinii de spălat și n-ai văzut haine. Nu sunt haine, nu că n-am văzut. Nu există haine, e numai apă. Trei sferturi, e plin. Înseamnă că îi făcea vreo auzi la noi aia să curesc cu oțet. Serios? Tamburu? S-o fi apucat eu să fac o curățare cu oțet, cu bicarbonat, cu alea. Nu, întreb, mi-a fost frică, pentru că... Da, de ce întrebi? Dar ce e treaba ta? Adică tu te apropii vreodată de mașina asta de spălat? Ce făceam? Făceam ce făceam. Tu repar-o dacă să... Deci nu. Da. Asta este situația. Și am adresat rezolvă situația. De câte zile durează treaba asta? Aseară, sau ieri, când am ajuns acasă, am aflat. A, deci încă mai aveți haine curate. Da. Asta odată, dacă mai avem haine curate, deci trebuie să... De ai lighean? Băi, da, o să spăl cu mâna cum spălam mâna armată. Păi da. Practic cu săpun de rufe. Și ce să o să fie distractiv? Problema este că m-am uitat să cumpăr o mașină de spălat. În primul rând, sunt mult mai scumpe decât îmi aminteam eu. Adică acum 10 ani erau mult mai ieftine. Categorii. Știți? Sunt foarte, foarte scumpe și asta mă deprimă. Inflația. Da. Am ales una, ca zgârcitul. Așa. Livrarea este peste o lună. De ce? Încă nu e făcută și o aduc din China, da, sau ce? Da, nu și o aduc cu căruciorul de butelii din China. De pe Alibaba, intră pe Alibaba. Mi-e frică să comand de la asta. Deci sunt în această... Să știți că Zaf s-a oferit să spele el 150 de lei săculețul. Da, spălatul. Tu știi ce săculeț mare am eu? Băi, asta e, și eu am mașina mare. Da. Și mă duc acasă, o să fac acvariu în bucătărie. Mă gândesc cum să scot apa. O cu ciocanul. De ce o mai scoți? Păi nu se evacuează, mă, băiatule. Lasă-o acolo, dacă nu scoți mașina cu tot. Dacă erau haine, era o problemă. Serios, că se stricau. Cum să o las acolo? O lași cu apă, ce are? Te uiți până... Asta e și frumos. Până, că mai ales dacă durează mult până... Dacă se încălzește acum, scabe, se evaporă cumva. Iese ea pe undeva. O să crească niște culturi acolo. Și mai e desigur și problema asta. Ce faci cu mortul? Că ți-aduc mașina nouă, dar nu toți o iau pe aia veche. Știi? E de la unii care o iau. O să nu-mi spui că ai spălat duminica. Acum am dat seama. Nu știu, o să verific, dar nu vrei tu să o întrebi pe Ionei, dă-mă un mesaj. M-ai spălat duminica? E interesant. Să se întâmple. Ai văzut, n-are curaj să o întrebe exact ce s-a întâmplat. E apă în mașină, nu se știe de ce. Da. Și asta e o speță interesantă. Dacă apa a ajuns singură de capul ei în mașină, da. Deci Ionei n-a făcut ciclu cu oțet, da. Ci pur și simplu mașina a pornit, s-a încărcat cu apă. E posedată, mă, clar. Ai chiar 100% ați spălat, dar nu cred că doar duminica și de vreun sfânt. Ea săraca a dat niște semne de poltergeist, de ceva de genul ăsta. Mai ține zinte că în urmă cu vreo jumătate de an am și difuzat la radio sunet. Făcea într-un fel. Da, da. Cred că mai e prin server sunetul ăla. Deci ea săraca și atunci ar fi trebuit atunci să prind momentul și să o schimb. Dar am lăsat-o, e și vina mea.
Ea era muribundă, în loc să-i asigură o bătrânețe liniștită la remat sau unde. Garanție să... nu mai are după 10 ani, nu? Nu cred că mai are garanție după 10 ani, dar dacă aș putea să... Vrea cineva o mașină la mâna a doua cu apă în ea? Mama, e o amplă diagnoză pe mesaje de la ascultătorii noștri. Foarte bună. Mamă, fel de fel de variante, e furtunul înfundat. Furtunul înfundat, nu mai merge mașina, e moartă. Problemă s-au cu apăsat, scurgerea. Stai să vă spun, s-au apăsat butoane, ea se aprinde, clipurește. Uite, motorașul de evacuare. Miroase a încins, după care clipurește din toate beculețele. N-are multe, că e de aia cu butoane, e mecanică. Adică electromecanică. Serios? E de aia electromecanică, n-are display. A, păi de din manivelă. Moment. Da. Moment, da. Ai o mașină de spălat vase fără display? Da, te interesează? Este și foarte... cu butoane electromecanice? Este foarte solidă. În ce an e? Ea este cumpărată și instalată acum 10 ani. Ai cumpărat-o din târg sau ceva? Nu, tăticule. Eu se mai fac de-astea cu buton electromecanic de când stăteam cu mama. Mi-a vândut-o cineva de la media nu știu ce. Norocul lui... O avea acasă. Norocul lui că s-a mutat și s-a și însurat. Că ții minte că avea televizor de la cu tub. Spate. Da. Mai da, ții minte când încercam să-l convingem să-și ia LED de la subțire? Da. Zice, nu, că ăla e ca lumea. Astea noi acum nu... Televizor nu se mai foarte, fac, domnule. Foarte rău, îmi pare după ea. Vede în culori. Nu era, era CRT, mă. Da, cu tub. Foarte da, rău. De ce îți pare rău? Era bun. Îl lansai ca dron acum? Da, sau ce? Era bun. Când m-am mutat, am cedat și mi s-a explicat că trebuie să luăm televizor nou. Televizorul nou n-a ținut decât 5 ani, 6 ani. Revenim la mașină sau mergem în toate electrocasnicele? Deci ca să descriu ce s-a întâmplat. Da. Nu știu ce s-a întâmplat, dar când încerci să o pornești, ea clipurește din toate alea, miroase a încins, se stinge, se blochează, nu mai e așa. Deci e clar că ceva e în neregulă, cred că e motorul ars și are apă în ea. Mă și văd, știi, ca în Titanic. Mm-hmm. Când o să încerc să deschid hublou, o să înceapă să țâșnească apa prin laterale, știi? Nu, că acolo asta e simplă, zice că trebuie să scoți capacul de la filtrul ăla. Da, capacul de jos. Și posibil ca acolo un filtru să fie dopul care blochează evacuarea. Aha. Și de aici să plece toată tragedia. Okay. Altcineva zice să curesc pompa. Auzi, nu vrei să chemi un meseriaș pur și simplu? Am sunat după meseriaș. Să o scoți în curte și să o răstori. Știi cât de... Bine la vară? Știi cât de, da, exact, știi cât de ragi sunt meseriași în ziua de azi pentru așa ceva? Dacă avem un meseriaș, dați-ne un mesaj 0728-3132, disponibil măcar luna asta. Da, și care să lucreze și mediul rural. Ei, acum te descurci, un bilet de autobuz eu îi lua și mă duc și îl iau din oraș, domnule. Să gata, pute. Domnule. Șeful, ne întâlnim la gară, vii să mă iei. Până atunci oferta mea rămâne. Mâine sare la 200, vezi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.